Liviu Dragnea, la solicitarea tuturor membrilor Comitetului Executiv Național, va fi în continuare coordonatorul programului nostru național 2016-2020 și evident că în această calitate va îndeplini toate sarcinile pe care Comitetul Executiv Național le consideră necesare pe partea de organizare a partidului, pe partea de coerență între partid, guvern, grupuri parlamentare și, mai pe scurt, va fi în continuare în ceea ce mă privește ca lider al PSD, partenerul meu în ceea ce am început în 2010 și ceea ce cred că vom continua cu succes și în 2016.